Pesta porcină ia amploare în județul Satu Mare, iar lupta împotriva acestui virus este extrem de grea. 5 focare de pestă porcină au fost descoperite, 4 în comuna Micula și unul în satul Sudărău, potrivit portalului de știri Satu Mare. Directorul DSVSA confirmă că foarte multe probe au ieșit pozitive la PPA. La Mistreț, cazurile au ajuns la nouă confirmări din cele 19 cadavre găsite în pădurile din zonă. Problema cea mai mare însă este la fermele mari unde se ucide tot efectivul dacă se descoperă acest virus. Astfel, autoritățile fac tot posibilul ca reprezentanții firmelor să fie foarte precauți. Riscul de pătrundere în gospodăriile populației este mare, iar lupta este imprevizibilă. Zilnic, DSVSA Satu Mare efectuează zeci de analize pentru depistarea virusului.